Bună ziua și bine v-am găsit. Astăzi aș dori să încerc un lucru, să facem un diagnostic aproximativ, să vedem din exterior cât de puternică este această familie. Înainte de toate, trebuie să știm un lucru. Luăm un cronometru și îi dăm drumul și măsurăm în felul următor. În amiază numărăm 10 albine care vor intra pe urdiniș timp de un minut. Înseamnă că familia este slabă. Dacă timp de un minut din exterior intră 20 de albine, înseamnă că familia este medie. Iar dacă din exterior intră 30 de albine, înseamnă că familia este puternică. Și de acum voi cronometra acest lucru. Acum voi opri filmarea și voi derula cu încetinitorul ca să pot număra 30, 20, 10 albine. Depinde câte vor intra într-un minut. Eu voi filma timp de un minut albinele, după care îl voi edita filmarea cu încetinitor. Deci voi da start în momentul acesta. Iată, după ce am numărat, nu știu la momentul ăsta câte albine, dar eu știu că familia este puternică. Și vom vedea exact dacă acest lucru se confirmă prin numărarea albinelor. O voi pune în descriere exact câte albine am numărat în timpul acela cu încetinitor. Aceasta este o metodă de a estima familiile în momentul în care mergem să achiziționăm colonii de albine din exterior fără a deschide stupii. Și vom ști exact în stupina respectivă pe care se alegem, exact fără a deschide nici măcar un stup. Bine, sper să fie ceva interesant. Până data viitoare, numai bine!